Îți dai seama cum noi ne împărțim ușor de să-l împușcă mea așa. Am stai cu bol, bă, de 50.000 de euro față și împartă ce răcălmeță. Salve, șacalilor, ce faceți? Acum jumătate de an am făcut un videoclip care se numea Ieftin sau Scump, unde eu și frate meu am cumpărat produse ieftine și produse scumpi și încercam să ghicim care e mai ieftin sau care e mai scump legal la ochi și am zis că dacă se fac 50.000 de like-uri o să mărim bugetul și o să luăm numai mâncare de la restaurant. Așa că ăsta e Restaurant Edition. Din nou, la 50.000 de like-uri, data viitoare luăm la restaurante cu stele Michelin, nu? Oh, mergem la Chef Pontea, la Chef Scârlătescu, nu? Ai grijă ce zici. Am pus-o primă ăsta lui Ștefan să aleagă mâncare ieftină sau scumpă. Și avem pizza ieftină și pizza scumpă. Avem pizza la 25 de lei și avem pizza la 60 de lei. Noi acum nu știm care e ieftină și care e scumpă. Gustăm mai întâi din asta din dreapta. Ne dăm cu presupusul și după mă uit pe telefon care e mai scumpă. Hai. Mm-hmm. A few moments later. Ștef, eu nu vreau să dau să te influențez la ceva, dar pare aia ieftină. Cred. Deja, nu, dar... deja a început să mă doare burta într-o parte. Pe mine mă dură burta azi, am spus lui. Dacă mor azi, am murit. Nu, bă. Ștefane, nu mânca prea mult, gustăm acum. Ștefane, asta e pizza cu gumă, Ștefan. Nu, deci eu zic așa. Ștefane, asta e pizza cu gumă. Îți dai seama cum ne împărțim ușor de să luăm pușca mea așa. Am stai cu vorbă de 50.000 de euro față și împartă ce la cerbeță. Nu, asta e foarte uleioasă, să vă zic așa. E uleioasă și nu are gust de carne deloc. Bă, dar stai bă, poate de fapt aia... Bă, nu, bă, eu am zis ce mi-a dat mie impresia. Dar arată aia ăla că mai bine decât asta. Asta zici că are carne măcinată pus aici și... Ia bă, că suntem bogați, ești prost. Nu uitați, lăsați un like să facem și cu... Să ne scoatem investiția. Bă, de arătat mai bine, asta arată mai bine decât asta. Da. Deci aici, nu știu ce să zic. Acum la gust asta îmi dă o leacă de dințeles așa. Dă să... Hai bă să gustăm așa. Asta bate felia. Bate felia, ia. Aluatul e mai bun, Ștef. Brăza se simte mai așa. Se simte, deci nu e așa uleioasă și mai pufosă la. Dar la gust mi se pare mai bun asta. Nu ok. Nu știu, ia să. S-ar putea asta să fie mai scumpă. Deci, Hai, bine, spune. Asta e o leacă care, nici nu știu, zici că e o leacă mai premium. Nu știu ce, fiindcă nu e așa uleioasă. Și are ăla că blatul ăla, gustul ăla mai de blat, știi ce zic? Și eu cred că asta e mai scumpă, că e făcută mai bine, dar asta mi se pare că e mai ieftină, că e mai bună la scumpă. Dar ne uităm acum. Pizza din dreapta e 25 de lei, Ștefane, și pizza din stânga e 60 de lei. Bă, 60 de lei asta! Bă, dar trebuia să urli de bucurie asta la așa. Trebuia să bucuri că e făcută pizza asta, deci, la 60 lei. Voi vreți să spuneți că asta e filet de pizza. Bă, wow. Cât, dacă și-ați filet 10 lei filet, dacă voi vreți să spuneți că asta e 10 lei filet asta de pizza. 10 lei filet? Efectiv. Nici deci, în Paris nu e atâta, deci, bă. 30% din proporția asta e foarte goală. Doamne, ajută să fac 100.000 de vizualizări. Să... Știi, mai mâncăm și noi. Așa, Ștef. Pentru al doilea, cum se numește, al doilea fel, avem paste. Hai că o luam măta bine rău de tot. Ia să vedem. Și pușa mea, este ce, carnea sau credeți, nu știu, nici nu știu. Bă, dar stai bă, uităm amândoi dintr-una. Ești prost? Da, bine, hai. Hai să vedem. Stai bă, Ștef, ați dat mă știu. Adina pe jos, ești prost, strângi pe jos. Bă, leu, Ștefule, dar cine îți spune peperocin? Hai, 3, 2, 1 și... Deci este gustul clasic al cantinei studenților București. Mie îmi dau impresia de sănătate astăzi. Gen chiar au gust de carne ca lumea, au gust de... făcute cu dragoste, asta zic eu. Bă, da, bine, acum hai, lăsăm numai la o parte. Îs bune, dar... Nu vreau să-mi dau cu părea. Bine, de fapt, cred că o să știu. Hai să le luăm și pe celelalte? Da, pușa mea, bă, da, iese tentaculele de pe aici, au ce... Ștefana, când vezi chestii ciudate în mâncare, înseamnă că e bună. Nu mănânc, bă, așa ceva, ești prost. Bă, Ștef. Arată-o la, tragi un cadru aici. Dar ce bă dacă, ia uite, aceasta este o caracatiță. Vrei să o mănânc eu? Dar dacă vă așa să gust caracatiță. Ei, caut alta. Nu mai ești. Hai bă, Ștef, gustă pastele, vedem care sunt mai bune. Mănâncă mă prostea asta. Cum mănânc bă, ești handicapat? Rupe-o mă! Bă, iertați-mă. Bă, rămâi la alea, bă. Rămâi la alea, sincer. Să o luam măta paste cu peperoncino de ăsta, cu creveți. Și crevetele astea cum îl mănâncă? Îl bag în gură? Mă, prostea, mă. Capul nu se mănâncă, ești prost, uite ăsta se mănâncă. Ești prost, de unde se știu? Se desface și se mănâncă. Nu, no, de ce să mănâncă paste cu sos de la 5 lei? Pe cuvântul meu, dacă nu. De-ai iei cu tichete de masă pastele astea, bă. Iar tu pe mine că... Bagă, bă, și gustă. Zic care crezi tu că-s mai scump. Zic care crezi. Zic care crezi că e mai scump, pe cuvântul meu. Având în vedere că nici măcar nu știu ce fructe cum se cheamă chestiile astea. Presupun că astea sunt mai scumpe. Vrei să zic prețul? Vrei să vă zic prețul? Hai. O porție de paste este 23 de lei, iar cealaltă porție este 62 de lei. Care crezi că este? Cu bă, proste, ce mănânci de 62 de lei?
Bă, ce mănânc, bă, ești sărac! Nu știu ca să distragi de drept. Dar mă împărțim! Dar trebuie să văd dacă trebuie să împărțim și bă, știu, știu. Acest frate mi-e terminat rău de tot. Mănâncă mă la 20 de lei. Că nu știu, că nu știu. Bă, țăranul a văzut pastii de 60 de lei în viață, prima dată în viața lui, bă. În viața lui nu vă stați așa, Doamne! Da, bă, alea-s mai ieftine, astea-s mai scumpe. Da, sunt mai bune. Da, oricum îți se dădeai sau. Dar 62 de lei niște paste. Dacă am dat eu vreodată în viața mea bani pentru mine, 62 de lei pe porții de paste. Deci m-aș spăra la prețul ăsta, trebuia un pișa mea să-mi dea caviar. Ștef! Ștef, avem burger ieftin și burger scump. Mai arătăm la cameră care și care? Nu cred că mai are sens. Da, hai să gustăm. Un burger ieftin. Cum arată ăsta? Deci, doar așa. Ăsta e în carton, ăsta e în pungă. Da? Da, din prima dai seama. Ca să-ți înțeleg. Hai, de capul meu, Ștef, Ștef. Uai, Ștef, deci dacă nu murim, deci dacă nu murim noi azi, Ștef. Dar scoate din tot ce mai bagi acolo. Ia gustă, bă, ia dă. Ștef, am tupel să gust? Ia. Mamă. Ștef, ce e acolo? Se mișcă? Ștef, se mișcă pe cuvântul meu. Prefer să mănânc mustață. Pe cuvântul meu, dacă mustață de crevet. Mustață de crevet. Hai că gust eu, taci. Dar ți-o cânzut un dinte, bă, sau ce s-a auzit așa tare? Vezi că e bun. Deci, okay, bun. Vezi că e bun. Pe cuvântul meu, dacă nu e bun. Ștef, arată ciudat, dar este bun. Bă, nu-i foarte bun, dar e bun. Nu-i foarte bun, dar e bun. Dacă nu i-ar mai cădea cartofii ăștia de la Lidl, după, după ce mesajezi 3 ori, vine gustul ăla de ieftin. Abia după 3 ori. Da, păi nu mesajezi 2 ori și îmi ghită. Mă crezi că mi-a trecut foamea după ce am mâncat ăsta? Bă, mi-era foame rar, zic că nu mănânc pentru clip. Mi-a trecut toată foamea după ăsta. Hai, și acum ăsta. Trebuie de să-l tai. Tai. Dă-mă o furculiță. Păi ăsta să tai, bă, nu să mănânc. Vrei să mușcăm? Nu. Hai, bă, Ștef. Bine, bă. Hai, bă, Ștef. Duce eu și după gustul. Hai, duce. Am zis. Hai. Hai. Bine, hai. Hai. Hai că. Ia, hai că. Arată-l ăla. Dar mine nu poți să ridic, ești prost. Ce să mai arăt, bă? Deci mă arată ăsta. Ce vrei, bă? Ești prost la cap, dacă nu ăștia sunt cartofi din Kaufland de aia congelați direct. Hai, Ștef, chinuit-o leacă, așa. Bravo. Cum ești, Ștef? Simți că râzi după ce ai gustat? Poți să gust eu? Mamă. Mamă, pe cine ai văzut? Pe Iisus Hristos, pe cine ai văzut? Mamă, l-am văzut pe Domnul nostru, Iisus Hristos. Bă, e bun. Nu te cred. Ești știu că e bun? Nu știu ce să zic. Crezi că ăsta e ieftin, nu? Eu cred că ăsta e ieftin și ăsta. Deci da. la primul, e cu tot cu cartofi, să ține minte, da? Da. Bun, Ștef, vrei să zic prețul? Ia. Un burger este 50 lei. 50 de lei ăsta? Nu știi care. Iar celălalt este 15 lei. 15 lei? Cât e, bă, 15 lei? Ștefane, ăsta e 15 lei cu tot cu cartofi, Ștefane. Asta e 15 lei? Da, Ștefane, ăsta e 15 lei. Nu-ți dai seama că e 15 lei? Nu ți-ai dat seama? Nu, da, mă, Ștefane, ăștia sunt cartofi de la Kaufland de anul trecut, pe care i-au pus acolo congelați, pe cuvântul meu, dacă nu. Zii tu, nu zici că e o urmă de talpă la cum e pâinea asta. Păi eu călcat a luat să-l facă, mă. Băi, 15 lei cu tot. Acum am mai crescut prețurile, da? Dar hai să ne gândim o leacă în 2017. Păi ăsta era 9 lei cu tot cartofi, da? De 9 lei mănânci cât vrei. Bă, Ștef, nu știu, știi că trebuie să le mâncăm după. Nu știu cum eu le mănânc pe asta, no. eu le zic, eu le mănânc pe aia pe care zic eu că sunt mai ieftin. Eu zic că ăsta e mai ieftin. No. De ce ăsta rămâne într-o fără? Nu, ăla mai mare are drept să mănânci alea mai scumpe. Eu zic să alegi, mai mare. Nu, fii atent, facem așa, tu ce alegi? Pastele alea, pastele alea. După la burger. Tu alegi. Ai zi, eu rămân o cucere zuelă. Deci dacă nu merg eu la restaurant cu Steli Michelin, vorbesc cu, cum îl cheamă, Sorin Bontea. Ce faci, bă, dacă Bontea spune că o porție asta de pasi e 4800? Ce să fac, frate? Ia, dă-mi, fii atent, ce zici, fii atent, hai. 60.000 de like-uri, activăm opțiunea de membru, pun un link de donații în descriere și mâncăm antreu de la de vit, de berbecuț, la 10 milioane. Bun, Ștef? Ia. La următoarea chestie, Ștef, avem... Da, mă dă și șervețele în pușca mea. Ștef, la următoarea chestie avem șaormi. Deci hai că o desfac eu pe asta, da. Să fii desfăcut. Asta, din prima, e mai grea asta. Mai grea, deci greutate înseamnă mai bun. Scump. Scump, da, să zic. Păi dacă îți pune mai mult, automat e mai scump. Dar o luăm și pe plating. Asta arată mai bine. Ok, care? Aia. Deci îmi place că e mai strânsă și sunt mai multe chestii în ea. Hai, gustăm din asta. Dar mai întâi. Dar trebuie să iau triguri până mă ajung la carne, până la ceva. Doar da, mă, Ștef, păi aici carnea e din prima. Gust? Gust, ia. Gust eu din asta prima. Gust. Fiți atenți, fraților, shawarma. Mamă, cât e chisări de aici, prost, asta chiar shawarma, asta... O rămas loc, ca să mai pui și eu, cred. Ștef, vezi că e plin. E bună? Bă, e plin. Bă, e plin. N-am mai carne, stai. Mai iau gură. Ia vezi. Bă, asta e plinul.
Atenție! E plină. Și e grea. Bă, ce? E ok. E ok. S-a topit acum ceva în gură și nu știu ce. Lasă, nu, bă. Nu te gândi la asta. Nu știu. Ce nu știi, nu te afectează, nu știu. Dar e bună că e plină, e mare, e ce trebuie. E mare și plină, bun. Acum următoarea. Fraților, dar ce-i covor ăsta, bat covoare aici, ce naiba? Păi trebuie nu, să... Nu, bă, prostea, o lăsa. Dar, băi, săranul, o mai lăsa loc ca să mai pui șoc, uite, că dacă vrei să pui un calamar. A. Mai pui un calamar aici. Dai, bă, lasă, la crevete, prostule. Crevete, calamar, nu știu, ce fi. Noi mi se pare mult mai tare la asta, fii atent. Da? Nu știu, că n-am lăsat încă. Ia să vedem. Ștefan, vezi că e mult mai bun asta. Ia, stai că de aici trebuie, ia. Bă, nu știu care, dar asta e mai bun. Stai că acum am gustat fratele tău, stai. Deci, în primul rând, e mai plină. Aroată mai bun. Și are mai mult gust. Asta pare bună, asta pare foarte plină, pare foarte babană. Asta-i. Asta-i. Pare foarte babană și asta crezi și eu. Dar dacă e, bă, psihologie inversă? Zi, bă, dă zi care crezi tu și eu zic prețul. Ia să vedem. Care crede că e mai scumpă? Da. Deci, dacă o iau după papilele mele gustative, zic asta. Bun, Ștefan, o shawarma este 25 de lei, iar o shawarma este 38 de lei. Care? Nu, una 38 și una cât e? Una 26 și una 38. Coace, ești bun, mai bun. Mamă, deci nu zic care, crezi că e care. Deci care, acum deci. Mi-ai zis, deci e diferență. De asta are jumătate de kil, da? Și asta cât are? Nu știu, vreo 200-300 de grame. 200-300 de grame? Și asta are jumătate de kil, da. Valo, stai că aici ești, da, bă. Care crezi, Ștef? Zi, bă, din prima. Ați strandului obosit care cu bani puțin ia face mult, multe, da, ieftin mult și mult, așa. Și versus scump care e puțin. Da. Dar acum că mi-ai zis asta, eu merg că știu niște șaormeri așa, așa. Eu zic că asta e mai scumpă, dacă ai zis că eu leac mai ușor, așa e jumătate de kil. Da. Și din nefericire și eu aș fi zis că asta este mai scumpă, asta e mai ieftină. Și asta, yes. Deci asta are, este dublă expiră, deci asta are jumătate de kil și 26 de lei. Asta are 300 de grame și 38 de lei. Ștefan, și proba finală, avem două deserturi. Deci ambele sunt cu Nutella, deci nu o să putem să ne dăm seama care e mai puțin, care e mai scump. Dar eu sunt un degustător foarte bun. Mă rog, aici avem, cred, un fel de clătite. Deci sunt și clătite, arată foarte cu... bine clătitele astea. Nu știu ce, da, arată foarte cu bine, se vede negru, da? Și aici am o bucată de pâine, nu știu ce ar trebui să... Efectiv, bă, ești prânzit, nu tăia pâinea. Bă, nu tăia tăștia pâinea, bine, bă! No, asta e mai ieftină din prima. No, uite, îmi pușca mea și bucată. Doamne! Sau are așa... Ce e asta, bă, mi-a pus ananas? Măr? Ce e ăla? Măr! Carne? Ce e asta, mă? Deci este măr cu pâine cu Nutella. Măr, bă! O să pui măr! Nu. Bă, veri, dar ce strică, da, combinația mărul cu, nu vreau să mai gust, cu Nutella. Ieftin. Pune-și tu acolo. Mamă, veri. Aia maxim 15 lei. Fii atent. Acum proba 2. Viitor, aia, astea, oricum îți mai spun, sincer. Hai, bă, uite cum arată, ești prost. Bă, uite o leacă, bă. E, nici nu poți să... Mamă, uite ce se despică ciocolata pe acolo. Ștefan, uite o leacă, cum e aici, cum plânge ciocolata asta, cu o luăm de aici, că-i prea... Stătea lângă frații ei de ciocolată. Gust? Da, gust, da. Ia. Uite-o la voalea, e toată. E, ia. Rândul meu. No, no. Mhm. Care? Asta. Asta? Uh-huh. Asta zic și eu. Uh-huh. Ia. Asta. Bă, plânge, Ștefan, nu plânge. Doamne, fac o culcine. Bă, Ștefan, bă, plânge, frate mi, bă. Avem amândoi aceeași părere, ieftin, da, și scump? Da. Verific, da, preț. Da. Mamă, să citesc din prima. Da. Îți citesc din prima. Clătite cu Nutella, 17 lei. Pizza de... Eu știu ce aia cu Nutella, 40 de lei. La tata la desert, 40 de lei pe desert. 40 de lei. Cum poți să spui, mă, mică, niște de-astea îți 40 de lei, pușca mea. Bă, ești prost, 40 de lei pe un desert. Dar nu mai trebuie desert. Să fiu miliardar. Da, mă duc și-mi iau sneakers de ăla de 40 de lei. Îmi iau un kill de sneakers de 40 de lei. Da, mă duc și-mi iau... Cum să fiu, bă, de-astea 17 lei de azi? Cam ăsta a fost bugetul. Vreau să lăsați în comentarii să ghiciți care a fost bugetul acestui clip. O să-l pun, să-l pun pe ecran? Nu, să pun în comentarii. Să puneți în comentarii și cine ghicește îi fixez eu comentariu. Sau îi dau un like la o poză pe Insta, ceva în genul. Bun, ca asta a fost acest videoclip. Nu uitați de urmăriți pe Instagram. Să vă abonați, să activați clopoțelul. La mine cât și la frate meu. Și ce să vă mai zicem? Beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult. Noi v-am pupat. Pupă!